Salutare tuturor și vreau să bun la un nou joc Acest joculeț se numește Amanda Adventuriera Sau mă rog Amanda the Adventurer Mă rog chestii de-astea pe engleză Eu nu prea mă pricep În orice caz jocul ăsta a explodat în popularitate în ultimul timp Și vreau să-l jucăm Practic povestea acestui joculeț este că Ne vom uita la trei casete cu niște desene animate foarte vechi Cu fata asta Amanda uh, Și practic ce nu știm noi este faptul că Aceste casete cu aceste desene animate sunt blestemate. Deci, efectiv, jocul ăsta și caracterul ăsta Amanda, nu știu de ce a explodat atât de mult, mă rog, nu știu, am înțeles că nu se pronunță Amanda, se pronunță Amanda sau ceva de genul, în orice caz eu o să-i zic Amanda, dacă vă convine bine, dacă nu vă convine și mai bine. Și de asemenea, nu uitați să dați, dați un like, oameni buni, dacă vreți să în continuare, pentru că nu știu dacă să o continui seria asta sau nu, adică nu știu dacă vă place, nu știu dacă îi place cuiva. Deci, dacă vom face foarte, foarte, foarte multe like-uri la clipul ăsta, voi continua, așa ca apăsați în 3, 2, 1 butonajul de like. Vă mulțumesc foarte mult, nu uitați de subscribe un globosel și hai să vedem despre ce este vorba cu jocul ăsta și de ce este atât de popular. Să vedem cine este Amanda asta. Avem aici 3 casete, episodul 1, episodul 2 și episodul 3. Hai să începem cu episodul 1 să vedem despre ce e vorba. Bun, ideea e în felul următor. Avem aici un televizor și hai să băgăm prima casetă. Chiar sunt foarte curios ce se întâmplă. Ok. U uh. Ok, deci pare că avem aici un desen animat cu Amanda, aventuriera și cu oaia aia. Bună, eu sunt Amanda. Uh. Și ăla e Wooly, așa îl cheamă uh, Mă întreabă dacă îmi plac merele Bă, sincer, da Și aici trebuie să interacționăm noi cu caracterul Aici putem să scriem no Oh, uh oh, am scris no Ok Oh, și că ăla e alergic la mere Și ea spune să mănânce mere chiar dacă e alergic Bă, nu voiam să spun nu a, ah, ok, mă întreabă unde e magazinul Bă, am zis că nu-mi plac merele Și trebuia să zic că-mi plac merele Ok, deci fraților, din păcate am scris că nu-mi plac merele Și trebuia să scriu că-mi plac Deci nu știu ce o să se întâmple Există mai multe ending-uri din câte știu ah, Bun, și acum mă întreabă care e magazinul Bun, magazinul eu cred că e ăsta, sincer Yeah, right. yeah l-am ghicit Ok Ok, okay. acum stai la magazin Ok, și Practic spune că e alergic Ok, ce m-a întrebat? Dacă... A, trebuie să scriu Apple. Bă, ok, hai să scriem Apple. Ok. oh, vreau să facem o plăcintă de mere. Wow, 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 wow. Stai, ce? Ce s-a întâmplat? Ok, nu știu ce s-a întâmplat, dar acolo scria ceva super ciudat. Deci, erau acolo creditele și se derulau foarte rapid. Cred că am ratat câteva informații. Ce era chestia aia? Uh, ok, asta e o problemă. Deci, prima casetă n-am înțeles exact care e faza Nina. Probabil dacă derulam pe slow motion vedeam ce se întâmplă. Hai să băgăm caseta 2. Nu știu ce scria pe prima casetă, gen. Aia a fost, da. Oh, ok, e Uli. Okay. Nu avem atât de mult timp. Don't... Oh! What? Amanda. Ce s-a întâmplat? A, a vrut Amanda. De ce Uli pare speriat? Ok, să luăm carne pentru bunica? Uh, ok, mă întreabă unde e magazinul de carne. Bă, aici e magazinul de carne, dar de ce? Uli pare atât de speriat și la început vrea să ne spună ceva, dar a intervenit Amanda. Sau mă rog, Amanda sau mă rog cum se pronunță. Bun, pe păi aia să selectăm magazinul de carne, că, că vrea să cumpărăm carne pentru bunica. Oh my god, ok. De ce se mișcă carnea? Oh. Uh oh, ce se întâmplă? Ok, deci si deci ca să-i spun omului, vânzătorului de ce fel de carne avem nevoie, mă rog, sau de ce avem nevoie. Deci ar trebui să scriu mit, adică măi Da, ulit. da, așa din cap să nu spunem. Bă, frate, mă sperie, nu știu de. Ok, hai să-i spunem mit. Deci avem nevoie de carne. Ok. Ha, ok, și acum ar trebui să ne dea carnea sau ceva? Uh. Oh, ok. Ok, deci tai carnea. De ce e atât de ciudat totul? Nu-mi place! De A, bă, 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 e ciudat! Uh. Ok, de ce se uită... Wow! Ce s-a întâmplat? S-a uitat Uli la manda și s-a încheiat totul, gata, s-a terminat! Bă, frate, bă, 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 bă! Bă, nu-i ok! Ceva nu e în regulă! Ok, hai să vedem episodul 3! Bă, 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 nu e ok! E prea creepy și asta e ultima casetă Ia, oba Oh, uh, Amanda? E... E fara, hai să mergem acasă Ok, deci putem ori să mergem acasă, ori să apasăm pe leagăn Și să nu mergem acasă Ce-ar fi dacă n-am merge acasă? Hai să apasăm pe leagăn Apăsăm pe leagăn sau mergem acasă? Nu! Eu vreau să fiu mai rebel Nu o să merg acasă, îmi pare rău Dacă se întâmplă ceva în ia e. Apas pe leagăn, nu merg acasă Îmi zice să apăs pe casă din nou Nu, o să apăs pe leagăn What? Șoare, bă! Uh, asta e casa Oh, a dispărut nu what? Bă, a dispărut leagănul Ah, uh, ok, acum nu mai avem altă variantă Trebuie să apăsăm pe... Oh, oh, ce că să batem la ușă Bă, de ce, de ce se uită așa? Uh, Amanda, te rog, oprește-te wow! Ce se întâmplă? Bă, ce are, uh, Amanda? Ce ar trebui să scriu aici? Uh, ce ar trebui să scriu acum? Deci am deschis ușa și a devenit posedat, a dispărut. Ce ar trebui să scriu? O să scriu help. Wow! Wow! What the f Nu, 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 stai, asta n-a fost tot, din nou Ok, asta n-a fost tot În primul rând mai avem alte variante În primul rând mai avem și alte ending -uri. Și ce a fost asta? Cine era ăla? E, era ăla la sfârșit, cine era ăla? Ok, hai să aflăm câteva secrete despre jocul ăsta Pentru că, cum pare că n-am aflat tot Deci o luăm de la capăt, hai să spunem în primul rând să spunem yes și să nu mai spunem no Ok, deci hai să, hai să facem inning-ul uh, alternativ Ok, da, da, îmi plac, yes Ok, deci am spus yes Deci ar trebui să avem un alt ending, frate, e prea ciudat jocul ăsta Bun, acum hai să alegem magazinul greșit Ce-ar fi dacă am alege magazinul greșit? De, în loc să apăsăm pe magazin, să apăsăm pe casă Aici What? Deci am apăsat pe casă și au dispărut ce a rămas doar magazinul Ok, uh, bun, am apăsat pe magazin Ok Bun, acum de la magazin Bă, deci chiar sunt foarte curios dacă o să putem debloca alte cu Primul a fost destul de ciudat uh, Bun, acum hai să, hai să nu scriem Apple, o să scriem banana Banana Nu, no, deci am vrea să scriu Apple, dar nu o să scriu, o să scriu Carrot What? Bă, frate! Orice aș apăsa pe tastatură îmi scrie Apple. Uite, deci fost pe G, da? What? Uh... Am fost forțat să scriu, măr. Am fost forțat să scriu Apple. Oh, 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 oh. Ok, din nou. De data asta parca a ținut puțin mai mult. Parca a ținut mai mult de data asta. Au ținut mai mult creditele. Doamne, cât de ciudat e jocul ăsta. Ok, s-ar putea de data asta să avem alt ending, ceea ce e bine Nu știu toate ending nu cunosc, nu m-am uitat la niciun clip înainte, e prima dată când joc Ok, din nou ăsta panicat Hai spun ce vrea să ne spună Nu avem destul timp Orice ai face Oh! Ok, deci să spună orice ai face, nu și s-a întrerupt Nu știu ce vrea să ne spună, Uli Ok, acum hai să nu alegem magazinul de carne, să alegem magazinul de înghețată Sunt foarte curioși ce s-ar întâmpla dacă am face asta Magazinul de înghețată nu, 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 nu. Magazinul de închețată A, a dispărut din nou! Uitați-vă la Uli cât de panicat e. Ok, putem să apăsăm pe ceva? Nu, doar pe asta. Ok. Bun, acum hai să-i spunem lui ăsta să nu ne dea carne. Sperem să ne dea, nu știu, total altceva, dar nu carne. Ca ați văzut cât de panicat era Uli. Uite, ne spune, ne spunem să nu spunem. Ok, hai să nu spunem mici și să spunem Apple. Nu, 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 o să-i spun altceva. Uh, pf, orice, orice da numit, o să-i spun... Uh, uh, App, nu, Apple, da. Păi, e nervoasă! What? Nu pot să cred din nou. Deci din nou, orice ai scrie, deci vedeți, apăs oară asta și îmi scrie mit. Right? Nu, 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 am fost forțat, nu-i corect. Nu no, e corect! Ok, aceeași carne, ok. Ce carne asta? Pare carne de om? Să fie carne de om oare? Nu, nu, n-are cum să fie carne de om N-are cum să fie carne de om Ok, cât mai tai la carnea aia? Ok? Oh! De ce s-a ferit Uli? A făcut așa, bă, mă sperie Deci, tipul ăsta Oaia aia știe ceva Dar nu știu ce știe ea Nu știu, că pare foarte panicat Hai să facem episodul 3 și de data asta ar trebui să avem alt ending ok Hai să apăsăm direct pe casă, să nu mai apăsăm pe leagănă. Și sper să deblocăm alt ending. E întuneric afară, hai să mergem acasă. Bun, apăsăm pe Oh, Doamne put ce foță are! Ok, putem să apăsăm pe altceva? Nu, putem doar pe ușa. Ok. Doamne! Oh. What? Asta s-a întâmplat și înainte? Și acum ce ar trebui să scriu? Uh... Vă am scris un knock, gen knock knock Iar asta, cine e asta? Și s-a terminat Nu, 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 again Trebuie să existe și alt ending, n-are cum Trebuie să-l aflăm Nu, deci efectiv jocul ăsta e foarte dubios din simplu fapt că Nu știu efectiv dacă putem să vă deblocăm un ending secret Deci, probabil o să urmeze un alt videoclip Dacă vă place, în care încercăm să aflăm secretul amandei Sau ceva de genul Huh. Bă, nu e ok Deci Ok, hai din nou Hai să scriem yes, ok? Deci I hai să scriem yes Observ că nu se întâmplă nimic, deci nu putem schimba în in... o asta Asta mi-e teama că nu putem schimba în ul Ok Hai să, hai să apăsăm de data asta pe leagă Să vedem dacă se întâmplă ceva diferit, ok? Apăsăm pe leagă Ok, a zis asta și că n-am să pe casă Deci mai apăsăm o dată, au dispărut Bun, trebuie să yeah, apăsăm pe magazin Ok Bun, hai să analizăm chestile Deci sunt niște chestii cu albastru și cu roșu Niște mere uh, sunt cart... nu, ales pere, cred Ia Nu Nu, nu merge să scriu cartof Ok, apple Bun, scriem apple am observat că nu știu dacă a reușit cineva pe u uh, bă, ce scrie acolo nu nu dau seama ce scrie acolo chiar o să dau pe slow motion deci după o să dau pe slow motion să-mi dau seama ce scrie acolo ok episodul 1 s-a dus eu aici să găsesc și el alt -al ending dacă există un alt ending deci dacă ar exista un alt ending ar fi genial ok e foarte speriat și nu pot să apas pe nimic gen nu merge să apas, nu pot să nu pot să interacționez cu el Mm, ok, destul de ciudat, nu știu Nu știu efectiv care e povestea din spate Pentru că e ceva demonic la mijloc, vă zic eu Ok, hai să mergem aici să luăm carne E ceva demonic rău la mijloc Oare putem să apăsăm pe asta de carne? Uite, uite, acum De ce se întunecă totul? Poți să-i spui o uh, vânzătorului de ce avem nevoie? Bine, hai să spunem mit și vai foarte dubios aici, în primul rând, carnea se mișcă, gen. What? Asta e destul de ciudat din start. Ok, a dus carne și o taie mm, Nu, nu dă un sentiment bun jocul ăsta deloc Ok, și acum să se uite unul la altul și gata, s-a întrerupt Nu, 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 nu e ok Pot să scriu acum ceva? Nu pot să scriu nimic Firar Oare... Ui, what? Pe Vede ca... Vedeți și voi? Deci pe caseta de la episodul 2, eu era întors Ultimele, litere erau întoarse, ați văzut și voi? Ok, asta e... Am observat chestia asta, nu știu dacă are vreun... Ceva, dar am simțit chestia asta Ok, hai să mergem acasă Pot să apăs pe altceva? ce e asta? Nu știu ce e Bun Aoleu, bă, cum se uită, bă Pot să scriu ceva? A, trebuie să... Cioc, cioc la ușă Pot să apăs Wow, 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 wow. a dispărut geamul. Deci am apăsat pe geam și a dis... Asta chiar e creepy. Deci am apăsat pe geam, a dispărut geamul. Ok. Bate la ușă. Ce se întâmplă asta, bă, frate? Oh, nu, e ok. Și a dispărut. Și ce ar trebui să scriu aici? O... Nu, nu înțeleg ce ar trebui să scriu acolo cine Și s-a încheiat. Ok. Mă dau bătut. Pentru episodul ăsta, mă dau bătut. Scrieți-mi în comentarii cele mai bune teorii despre Amanda, jocul acesta, și le vom încerca în episodul următor dacă primim multe like-uri. Eu am fost Aisane, ne vedem data viitoare și până data viitoare, aveți grijă la Amanda. Pa!